Ciocumic și joc de glezne! Sau Azmopele, a, se vede? Suntem alături de generalul Blackman. Dacă vrei și voi tricuri de la Chilafonii cu Azmopele, care în țigărească înseamnă... Chiar ce înseamnă? Nu știi? Nu. Mâncam ei cu ele, înseamnă. Serios? Da. Ia, căută pe Google. What the fuck? Bun, stai alături de generalul Blackman, aveți canalul lui în descriere, face CSG global și pariuri. Are și el 30 și... cât ai, mă? 34? Da. Să-l ajutăm să faci că și el 34.150 de abonați. Știi cum sunt ăia la promovări reciproce? Hai să-i punem vreo reciproc, are 8 abonați, hai să-l ajutăm să facă 13 abonați. Haide să ne ajutăm toți pe canalul să ne abonăm. O să facem un contract pe canalul YouTube doar. Da. Trebuie să dați like acestui videoclip și o să vă vină un tricou cu Azmopele acasă. La ăla de ieri am văzut că am stâns 3000 de like-uri. Mamă, și am zis, bă, coaie, dacă am avut 3000 de like-uri, trebuie să fac facestream. Uite, zi de ce am pornit iar clipul, generale. De ce am pornit iar clipul? Da. N-aveai tricou pe tine. N-aveam nici facestream. Și nici tricou. Păi, da, deci, pornisem clipul și zic, bă, generale, hai că fac cu facestream, că la ăla de ieri am avut 3000 de like-uri. Și da, poate fac și asta. Da, multora dintre voi nu v-a venit tricourile. Hai să dacă dați like pe Insta tricou, nu știu de ce nu au venit, cred că au dat ăștia scam de la... Nu știu. E delay, mă. Ai, mă, e delay, mă, frate. E un pic de delay, știi, până vine. Da, dacă am face și la videoclipul ăsta, măcar... Să strângem măcar 50 de like-uri, eu aș fi mulțumit. Deci haideți să facem 50 de like-uri la acest videoclip de sap. Dacă facem 50 de like-uri la acest videoclip de sap, mâine o să fac din un facestream. Dacă nu, facem peste 3000, nu mai fac. Bun. Hai să facem un contra, frate. Vais că... Voiam și de aici să fac un contract aici pe Hitman. Stai să vedem cine e pizdui ăsta. Deci stai să fiu sigur că am turn off. Am găsit o dicționar țigănesc român. S-a mor tu! Da, nu ți-a găsit de la ceva. Ciupidema înseamnă pupă, mă. Este știită. Ia vezi, și Azmopele? Nu este aici. Dar scrie ce înseamnă Azmopele pe Google. Stai. Coaie, care e ăla de level 10? Oare ăsta e? Nu, ăsta e paramedic. A plecat. Futu-ți gura, măti, bine că te-ai dus. Ia vezi, generale. Da, nu găsesc. Da, multă lume m-a întrebat și de unde am luat tricoul ăla de ieri și de ăsta, dar sincer, bă, eu vă zic, frate, dar nu știu, le-aș da un mesaj așa de la Shatra Benz, bă, frate, dacă vreți să vă promovezi tricourile, străiți voi dacă nu trimiteți și niște tricouri gratis, că am dat 6 milioane pe astea ce le-am luat. Pe tricouri și pe bluze, 600 de lei. Și măcar, bă, uite, să fac reclamă la ele, a, zi generale, facem o colaborare de asta. Da. Da, da, mă, nu, pe bune, intrați pe lamafina.rosa.com. Și e varianta asta pe alb. Și e pe negru cu cioara, e o cioară roșie. Bă, nu, așa și are o coroană galbenă. Dai seama să mă duc la mine aici, între țigani cu tricou ăsta. Mai ăștia la bătaie în pura aia, mă, baie mă ca pe mine. Unde dracu fuge ăla cu aia? Că știe că am... Contrapel sau ceva? Ai găsit, mă, ce înseamnă? Nu este, mă, n-am găsit. Bă, dar căută pe Google-ul. Te-am căutat, mă, dar nu-mi dă nimic. Nu-mi dă doar hazmucar, care înseamnă altceva. Mâncam e pâlă, nu? Da. Așa, și pele înseamnă ouăle. Și că hazmupele provine din țigănească, cred, și înseamnă mâncam ei puncte, altceva nu zice. A, păi, da, spune. Da, păi, da, zice încă de ce. E bine. Eu am văzut un comentariu la Chilafonic. Care e ăla de level 10? Nu! Pizda, măti, să-ți fut. Nu știu dacă e ăla de pe... Aici eu dau. S-a dus în pulă cu liftul, futuzi. Da, cu liftul. Nu știu dacă era din mașină sau ăla fără coaie. Ia stai mă că intru. Am nici telefonul, aș intra pe panel să văd ce pula aia de schinare. Da, mă, asta înseamnă general. Eu am văzut un comentariu la Chila, dar...
Da, oricum. Ce că promovăm cultura, zice unul. Bă, l-aș bate joc de mine, coaie. Oricum, eu alt tricole le iau că le susțin munca, frate, și trebuie să facă și niște bani, înțelegi? Mi se pare ceva normal. Pula mea. Și așa, din vizuri de pe YouTube nu fac nimic, ca... Corect. Din albume, deloc. Da, au luat trebuie să investească urma de bani să le facă. Trebuie mult, bă, pe dar numai un clip, o locație pentru clip te costă câte 100 de euro. Poate și mii, editat în oași, dar... Da, pe tu îți dai seama că la asta cu Bernabeu ce investiții a fost? Au fost câteva sute, poate chiar peste 1000 de euro. Și o melodie și, da, din YouTube, o face, da. O face, da. Din concerte, în rest. Atât, din concerte, în rest, din nimic, nici... În străinătate se fa, bă, și din vizuri, și din... Se cumpără și muzica pe U, pe asta, pe iTunes, pe așa, pe de-astea. Cumpără, frate, la noi, românul ce știe, pula mea, download Shatra Benz Free Album pe Google. Înțelegi? Trebuie susținut, frate. Eu de-asta, na. Bine, adică nu e ca și cum ei da bani degeaba, îți dă un tricou, pula mea, care... Dar vrei să-ți cumperi un tricou oricum, dai... 30-40 de lei. Pe ăsta am dat 65, parcă am așa. Dar nu e așa de scump. Nu știu. Okay. Ăla cu Bernabeu a fost 70. Bă, nu vrei să zici că e 1,5 milioane sau pula la un tric. Bă, ce mă vâr după ăsta, cred că știe care contra pe mine, au futut mama lui să-i fut. Mamă, ce melodie nașpa, cu aici nu pot să mă pun la fiecare să schimb. Bă, generale, hai să facem o manevră de asta. Am văzut, sunt niște case, niște chestii de asta, e muzică, știi? Așa. Plătești și trebuie să le folosești muzica, știi, pe YouTube. Am văzut și eu ceva de da, genul. Știi ce care e ideea? Eu mi-aș lua că nu-i mult, e 15 euro pe lună, dar pentru așa. Două canale. Și am vrut să pun cu Tudor. Și Tudor n-a vrut ca aici, că bă frate, păi și dacă nu, dacă opresc parteneriatul cu ei, după aia nu-mi dau copierea pe melodiile alea. Înțelegi? Îți dau oare, așa-i? Păi nu, pula mea știe. Crezi cum ai... Folosești orice melodie de pe... Da, 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 de pe canalul lor, uite cum are Sparkles cu... Cat Music. Aia la noi. Păi se merită, mă, live-uri, mai ales Lana. Se merită dacă... Păi, deci ăla cu buletul își bate joc de mine. Uite. Păi și trebuie să plătești pe unul anemă, că dacă nu ai buletă. Nu-l mai văd. Tu zgura mătii să-ți fut. Ce m-a amețit pe mine toată mapa. S-a dus în pulă. Bă, ce... Bă, ce bulangic cu aia, stai mă, rasa și în pizda mătii să te omor. Fuge, dracu, bă, când vezi un hitman pe tine, de-aia mă intrați în fapt și m-au futut-vă în gură. Și până aș face drumul pe mine. Ce vorbeam, mă, generale? Ce zici, că vrei să te boostezi, să faci și tu global? Ai făcut global, am văzut, a? Da, am făcut alaltă, sau ieri, nu mai știu. Bă, păcat că ai făcut că mai puneai și tu titlul, facem global acum, nu mai poți să mai pui. Nu mai pot, mă mut pe ISEA. Chiar mai mi-ai jucat? Păi ne-am jucat, da? Ai lăsat contul acolo, ai jucat-o, mergi, ceau. Care e coaie ăla? L-am urât pe altul. L-am urât pe altul. Băi, ești prost, trag. Bă, trag pe ele, ești prost, nu ia damage. Da, mă rog pe altul. Băi, care e ăla? A, ia uite-l. E Ingra, am omorât doi, frate. E ăla care conduce.
Care-i coaie? Bă, fut-l în gură să-l fut eu. A dat gula Maverick, o să vină după mine acum că m-a văzut. Pariu că aia vrea să fac. Ori să uci la dâmă. Prădă-te în familia, măti. Băi, da, mult stai mă după un pizdoi de ăsta cu aia. Da, mă. Cam astea sunt videoclipurile în Hitman. Lumea mea zic că, bă, nu mai sta în PD, du-te și tu în Hitman, dar ce să faci cu ei? Că în afară de contracte nu ai ce să faci, drept. Da, ieri a ieșit o ceartă după cele spuse de către mine și despre comentariile făcute de mine ieri în video. Cum că vezi, doamne, ce sunt vorbe, ce comportament era pe mine. Și da. Da, e. Lumea, unii mi-au dat dreptate, alții nu, alții... Hai, hai, că acum e șansa mea, dă-te pe... Bă, dar am și o țintă de căcat, că ai oameni pe aia, rend... Uite-l, bă, pe ăla. Bă, dar conduce-mă sau ce morțit lui face? Am luat fail? Doamne, mi l-a dat la 3000 de metri. Nu-mi vine să cred cu aia. Un contract greu, man. Un greu contract. Eventovă, n-ai nici și o trafeșire pentru participare. Bă! Nu știu. Să nu ai admin pe... Pe cont nu e neapărat o chestie nasoală, că n-ai spam în chat. Ai în bot, au te deluge în abana din spec, ești nebun. N-ai spam în chat, când vrei să faci unele lucruri, n-ai nevoie de spam din chat, pe care oricum nu-l poți opri, că n-ai cum să oprești spam-ul de la admin. Decât tocmai porți, parcă era, dar ăla i-a transferat al lui bani, ăla a cumpărat mașina, ăla și-a schimbat numele, ăla și-a schimbat parola, toate logurile, toate. Mă rog, multe, multe. La admin 6 ai mai multe, am înțeles, că ți apare, cred, și când cumpără cineva ceva din item shop, ți apare că X a cumpărat nu știu câți bani pentru nu știu câte puncte. Pe nu știu ce vrea asta cu aia să facă, care-i rostul lui. Se plimbă cu avionul, cu elicopterul, la casino, cu bulletul, nu înțeleg ce stil de joc au unii și pentru ce joacă. Deci mă vâr de el pentru el de 15 minute și n-am făcut nimic în astea 15 minute, nimic n-am făcut. Bă, ia uite-l, e cu bulletul, aceeași poveste, se răstoarnă acolo ca prostul. Băi, futu-ți, mă, micuța ta. Am înțeles de la WFX că ar fi cineva din Hitman care, atunci când ia cineva un contract, e unul care le dă SMS-a lor, pe care s-a dat contractul. Bă, vezi că ai contract pe tine, fugi. Și WFX încearcă să afle de la cine, prin chat loguri și prin... mă rog. Nu! Am pierdut Maverick-ul. Am belit pula. Deci, salut. Dacă nu-l omor acum, e ultima șansă. Ori mă futu-s pe măta. Uite-l, coaie. Dă-te-n familia, măt. Că m-ai disperat.
De fapt, stai trecu să mă las să mor. Da, bine, cam asta a fost clipul, îmi pare rău, nu mai am dexteritatea pe care o aveam odinioară. Am omorât și doi din greșeală, aia e. Eu am fost Wick. Ce să zic, canalul general aveți în descriere. Facem și noi 50 de like-uri. Așa, și ne vedem data viitoare cu seria noastră zilnică de Sampa, adică mâine. Salut! Salut!